A început construirea capelei funerare în comuna Traian Vuia. Edilul localității Traian Vuia, Vasile Petruescu, anunță că au început primele lucrări la acest proiect, această investiție fiind finanțată exclusiv din bugetul local, iar lucrarea trebuie să fie finalizată până la data de 31 decembrie 2024. Ne ținem de cuvânt, construirea capelei funerare de la Traian Vuia a început în această săptămână. O săptămână și două momente, amplasament și primele lucrări. Această investiție va fi finanțată exclusiv din bugetul local, iar termenul de execuție a investiției este 31 decembrie 2024. În fiecare sâmbătă voi fi pe șantier și vă voi ține la curent cu fiecare fază a execuției. Vă mulțumesc pentru răbdare și încredere. Transmite primarul comunei Traian Vuia, Vasile Petruescu.